într-un mediu atât de modest, așa, dintr-o casă săracă, într-un tată care era țezmar și o mamă care era acasă, au ieșit totuși trei copii deosebiți, fără relații, fără bani mulți, au străbătut toate drumurile vieții până la consacrare definitivă. Dintre ei trei, doctorul Dănelă, iată, a ajuns academician, un neurochirurg cunoscut în toată lumea, cu performanțe neegalate de niciun alt neurochirurg din lume, pot să spun cu siguranță, cel puțin în câteva direcții, la număr de operații pe creier, la reușita operațiilor pe creier și la multe alte pionerate. Deci, această casă a devenit ceea ce este acum în 2003. Prin munca mea, care sunt un amator, nu sunt, n-am studii de specialitate, de meserie am fost profesor, am fost bibliotecar foarte mulți ani și am încercat să am creat niște modele de vitrine modeste în limita banilor pe care am avut, așa, și am făcut ce am făcut. După ce am făcut cât am putut să fac pe aici, om de specialist la Muzeul de Seam, inclusiv de la Ministerul Culturii, de la Departamentul Colecției și Muzeei, tot a spus că e foarte bine ce am făcut, atât de atât când am făcut să-i dau drumul, numai că în 2003, când eu am înființat muzeul ăsta, a apărut și legea muzeilor. Dar norme de aplicare la legea muzeilor n-au apărut nici până asta, la România. Au trecut de atunci avut 20 de ministri de la cultură. Pot spun că imediat sunt în lucru, vor apărea norme de aplicare, deci până la apariția normelor de aplicare, ei sunt unde sunt.